Ce e? Asta lipseau. Păi se micuie. Are nivelul la maxim. Mai e o bucată. Bună ziua, bună dimineața, bună seara la toată lumea. Azi avem în serviciu un Peugeot 3008, cu care trebuie să facem revizia. Avem un Daniel Tox, cu care trebuie să facem și revizia, se pare că. Și trebuie să-i căutăm jujea. Am înțeles că jumătate din jujea a plecat în excursie când am scos un capăt, nu l-am găsit pe celălalt. Desfacem și vedem ce e înăuntru acolo, da? Hai! Să trăiți, cu ce vă pot ajuta? Haideți! Facem constatare la această părți. Nu vă vine? Volvo. Oh, 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 doamne ajută să mai vine și de-asta. Mhm, are? Are, are. Dacă am plăcuțe. Acceptat pentru un curând de plăcuțe, poate spune asta. Ufările astea să duc, să mănâncă buretele. Foarte. Da. Volvo e un pic urândit cu Ford, așa, nu? Ce? Nu, are treabă cu Ford-ul? Volvo? Motorul. Motorul. Motorul și brațul. Cam tot. Ah, stai mă, că Ford-ul a cumpărat Volvo, la un moment dat. Când luase Ford-ul, grupa mare de toate, înainte să pice și să-l vândă la chinez. Nu mai zia asta. Da, e. Sistemul ăsta la Volkswagen. Doar că ăla are de aluminiu aici, prindele. Astea sunt mai buni. E bun și plin. Un pivoțel aici. Un buc și acolo. Și confortabil și stabil. Nu se vede Volvo-urile astea. Nu se vede ce nu treci cum pe lume. Pentru că sunt prea scumpi. FOMOCO. FOMOCO. Nu cred. Mă, uitați-mă mai atent, mă. Cu ce seamănă FO ăsta? Cu F-ul de la Ford. O-ul ăsta, cu O-ul de la Ford. Vinște, bă, FOMOCO? FOMOCO. Pace FOMOCO. Eulă. E alimentarea cu... Da. Da? Și ce-a pățit? Alimenta, îi făcea full-ul și curgea până se ducea la jumătate. Se vede metalul, vezi? Mm-hmm. Păi oricum dacă nu poate halul ăsta... Curgea 10 litri de benzină. Uite o mașină aici. Mașina adevărată. Unde? Oh. Aia din spatele tău? Da. Ce cum trebuie? Și uite-o fi cum fac. Asta pare mai dreaptă un pic ca e tot neagră, dar... E la atins, mă, bă. Și ca să mă înțelegi că e total opusul, pune și volanul e pus invers. Păi da, asta e combinat. Ia uite, păi zic. Poftiți, poftiți, vă rog. Dați-mi voie să mă dau jos de mașină. Dacă ai mâncat prea mult. I-am greșit vocația, puțin. Da, te rog. Și ce avem sub capotă? Un motor. Un motor. Asta este aspirat N53. Bingo! Nu, nu, de full artificiu, de full artificiu. Nu e N53, ăla e mai nou. Ce e? 54. 54, 50. Cum este aici, e benzină? Nu, mă, N54 e ăla twin turbo. N55 e următorul. Și N53 e ăla de-a. Și 53 e aspirat 3.0, dar nu știu dacă e ăsta. Păi și ăsta ce e? Motor. One eternity later. Da, eu am flapsuri, da-le. N52. N52 și N53. N53-ul cred că s-a pus pe Facebook. Și... Nu, e NFL. Ha? Care are pile de... Da? Deci e N52. Casetă de direcție. Bună, e bună casetă. Ia, Nicule. Constatator. Vrei, stai un pic, vrei. Păi dacă am fost acum și nu are nimic.
Trebuie mijlocare? De-aia l-am lăsat să vedem că s-a prins până la urmă că e ceva de lucru. Știți, curnoi, plăcuții mei, serios, surprinzător. Bine, arată bine mașina, chiar dacă e în volanul. Poate să lanșe de la... Nu, poate ochi. Trebuie toate alea. Am plăcuții schimbate, mă. Da, discuți cu lucrurile. Pune-i nimic? Da, păi e explodată flanșa. Era cu răpistul ăla de sus. Sau poate văd la mă. Ia ulu. Eu sunt Micu Macaragiu, cine schimbă macarale la coastă? Micu, ce dracu. Macarale, rând-n soare argintii, macarale. Cine repară fumul cu Micu? Cine se repară? Hai. Asta cred că se schimbă ușor. A, ce? Nu trebuie să faci mâna până și să prind geamul. Hai, mai ușor mi se par la alea altă. Ăla e, mă. Da, da. Asta vine aici și e gata. O vedeți? Făcu magie. Unde ești? Mâna asta n-am nimic, mâna asta n-am nimic. Cum am făcut? Dar ce aici după ureche? Ok, mă. Ridic-o dacă geam. Oh, nu te duci cu el la Dumnezeu. Ia zi-mi că le pun e. Băi, ești nebun. Nici mă care așa. Nici mă uit la geam și-l coboară în jos. Alin, ce faci? Alin, ce faci pe mâncața aia cu nasul? Vezi că asta cu nasul e cam urâtă. Că am o poză cu un Pinocchio. În fine, nu mai contează. Cu Pinocchio. Cu un Pinocchio care are ceva. E urâtă oricum, e urâtă rău. Ai dat-o urât. Poate cu tine curățenie. Curățenie, nu? Da. Eu am pus în pauză. Ia, ce faci, Micu? Micu, ești faci! Ce mai de schimbat? Întinzător, ceva? Un întinzător, o curea de accesorii simplistă și o rolă auxiliară. Și astea sunt, vezi de jos? Da. Tampon? Da. Îmi făceam la una acasă. Ai zis că vine și ăla. Pe la mine? A ce dracu? La tine vin, zice, vreau la Migu, așa zice. Migu nu îmi zicesc, în ziua aia. E bolnav. E bolnav în ziua aia. Ia ce mâini fine ai. Ia uite-l. Ușor, frumos, băi, ești finuț. Eu știu cum s-a vorbit cu domnișoara ca asta. Hai, te-ai fătit, te-ai fătit. Era iar... O, do. Aaa, unde-i cureaua? Nu-i cureaua. Ce ai făcut de vechi, mine. Ia uite. Așa trebuie să fie? Nu. Mm. Ce avem mâine? O pietricică. E, și de la o pietricică s-a dus. Deci de la o pietricică i-a tasat. Vedeți? Mm-hmm. Și a pucnit-o aici. Ca a umflat-o. Înțelegi? La o pietricică a pucnit aici și a umflat. Asta pentru că protecția de sub mașină este... Nu. Este de degeaba. Este. Nu. Ai dat drumul? I-ai pus cocârți, mocârți și bocârți? I-am pus de toate. I-ai pus poate alea pe acolo? Gata. Mai un pic mai sus. Tine. Ăla e. Da, da, da. Domnul Iulica, felicitări, aveți un băiețel de 2 litri. Aoleu! Hmm? Băiețel încă un mini, mini.
Adică? Zici că mai venit un mini la schimb de motor. Sper să nu. Vă rog frumos, nu. Ai reușit, mă? Nu, că măcar ai scos aici, uite. Ai scos o rulă. Și după aia, trebuie să scoți întâi rulaj, după aia tizătorul. E cu șmecherie? Zi, mă, micule, zi tot! Bă, vedeți rula asta? A, și e un colț acolo de rulă, da. Bun. Ei, în spațiul ăla, nu ai loc să bagi cheia. Normal. Uite, se vede aici mai bine. În spațiul ăsta, nu ai loc să bagi cheia, se vede? Da. Bun. Planul care este? Desfacem tamponul ăsta contrabalans. Bun. Desfacem și tamponul ăla contrabalans. Așa. Vai, mă, muncii acolo. După care... Și rămâne într-un tampon. În două tampoane rămâne. Păi l-ai desfăcut? Ale. L-am pus înapoi. Da. Desfacem și pe la distribuție, ridicăm motorul în sus, ca să ne permită. Că jos nu poți să ridici, doamnă. Logic. Și băgăm un torz de 45 sau de 50, câte acolo. Că nu e un hexagon de 14, de 13, care... Da, nu, nu, că s-a gândit și mai chiar ăla, ia să pune acolo un șor cu cap de tors. Doar cine l-o desface. Ai erorul pe viață acolo, e așa s-a gândit că o să se întâmple. Lifetime. Da. Ca o leu la vende. Și ăsta, 1.4 gaz. Da, 1.4 MPI. Aolo. Ia, stai. Ia uite dacă viraj nu ai oanii, ca să... Iar în casetă. Băi, ești nebun? Ia, da, în casetă să simți. Că aici în bilă nu are jur. Din casetă s-a duce în bilă, de trebuie. Oule! E caseta, mă? Eu că zic... Dar eu sunt ăla care nu știe meserie, că așa, că nu e ăla care știe meserie. O să dați toată eu. Gata, amigă, hai, despart aici, nu se mai rupe ceva acolo. Ne merge strânsă? Ar mai trebui? Tot mă se strânge un pic. Ce să mai văd? M-o primi și pe mine, nene? Uite ce curățică e. Deci am ieșit în probe cu mașinuța. Panțărul al lui Ilică. Este în test de probe, am schimbat distribuția completă. Și ai injectoare, garnitură de capac, fimeringuri, tampoane motor, ulei grup față, o-ringuri, fimeringuri la grup față. Așa, bună dimineața, s-a făcut lumină? S-a făcut lumină. Fimeringuri și ulei în cutia de transfer și ulei în cutia de viteze. Ulei antigel, ulei nou și acum mașina este în probe. Să vedem cum se prezintă. Și am mai pus ceva la un pic mai diferit față de alte mașini. I-am schimbat și rumețe de la balansieri. Balansieri care se pun la punct ca distribuția. Da, exact. Se calează, se strâng o poziție. Schimbă frumos? Schimbă frumos. Se comportă normal, cred eu, din punctul meu de vedere. Schimbă 2, 3, 4, 5, 6. 6? Da. 6 trepte cu 60? Da. Ulei. Le-a schimbat. De-aia e automat. De-aia are convertizor. De-aia consumă... Cât îi consumă? Asta-ți dă Seat? Dă-i-am. Așa e la Rares, la M. E în pachet. La M e bucșa plină. Așa e și la astea, la FR, la astea sunt pe. Are și ca lumea, mă. E mail, vedeți? Maile. Și ce mașină e asta? Nu mai zic, rare, știu. E pachet M la Passat. Passat. E R36, R32, R. Toate R-urile, dublu R. Aici? E V6 în 12.
mă, puternică rău. Poți de rugină. Ia să ce ai făcut aici. Ai ceva să o scoat, dar e bună, a băgat-o la loc. Păi cu ce a scos-o, mă, că e... e bună. A bătut cu... de altă, ce dracu a bătut acolo? Ai seama, nu mai trebuie să-mi bată prima. Mă simți de răspundere. Păi e o problemă aici. Îl pune la loc. În primul rând e rupt, e dusa asta, e ruptă până la balamuc. Mă, ce trebuie? Păi nu, dar uite cum e venită bușa în capul ăsta la altul. Asta mai ești pe partea ăla. Uitați-ne, un levier mai... pe măsură. Eu nu pot să trag cu ăla. Așa, mă, ia mă, zaia bun. Ia uite. Bușă de moare lumea. Și are șuruburile băgate invers. E pentru aerodinamicitate, înțelegi? Șuruburile se bagă de aici încolo, nu de acolo încolo. Da, dar vezi că vine aerul așa și trage șurubul cu piulița așa, știi? Și e... Nu știi dar că... n-am mai văzut până acum. De inginerii aeronautici făcută. Așa e la asta. Era întuneric, nu știa care-i fața, care-i spatele mașinii. Uite, asta e mai țapână ca aia pe parte. Amortizorul ăsta e curs. Ăsta nu. Are de la? Are de la. Le schimb aici. E ca un goluț așa un pic. Nu are foarte mult. Ce? Bă, ce-ai făcut, mă? Ai strigat mașina la om. S-a trebuit să fie un capac, nu? E bine, mă, n-are, gata. Asta e zi. N-are jojă? Ba da. Ești unde? Băi. Azi. Că ți-o arată o oră jumate, nu știu. Zi, bă, serios. Da, mai e ruptă, uite. Nu, e un capac. Hai, mă, că ăsta e un capac, nu e rupt acolo. Păi și aici ce e? Da, mă, că n-ar putea să fie rupt. Da, mă, specific franțuzești acum, ce fără să dau un cineva pe aici sau... Păi are pe jo. Are pe jo. Da? Nebună asta. Se vede ceva acolo? Asta e wireless, mă, la asta. Da, o să-i dau baia jos să vedem dacă îl găsim o jojo. Dar acum ar trebui să iasă de aici. Iese dacă vreau, Alin. Sau dacă îl desfaci. Uite cum sunt băgate șuruburile astea. Da, francezii au chestia lor, aparte. Și asta ar trebui să fie de bine sau de rău. Și una și alta. Uite cum e asta aici, să nu merg. E băgat în spate. E băgat și o să trebuiască să trec cu șaiba aia de astea două ca să poți să scoți scutul. Peugeot-urile astea sunt gândite pentru șofer, să știi, nu pentru mecanic. Da. Păi atunci n-ar trebui să ajungă în serviciu. Da, mă, că ești. Uite, curățel, frumos. Ah. Și dedesubt, avem o baie care se dă relativ azi jos. A, păi e bine, Maraș. Da, mă, că se dă azi jos. Unul aici, pac, am dat ăsta și am scos repede, repede, repede. Hai cu tot. Hai că se poate. Se poate, Maraș, că e hai, făcută trage să... de el, trage, 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 e trage, trage. E făcută trage. Să poți să umbli la asta. Gata, m-ai spus că asta vetele. Bă, filtrul... Se ascunde? Nu. Stai, mă, trebuie să facă. E ăla de jos de acolo? E răcitor de ulei acolo. Ăla-i, nu? Hai ce fac, bă. În fine, nu mai contează, că bag cu cricketul și tublarul de 27 sau 24. Crește pom. Și din pomul ăla e mai... Stai așa, Alin, o să fac și o prospecțiune aici.
gaură aia. Dar aici nu-i dă jos, dar nu. Păi da, dar Jojo are și aur, lungime. Trebuie să o găsesc undeva. Ce-ai făcut? A căzut și capacul ăla. Bagă-l acolo, să nu cadă minte. Iată că-l scoate acum. Nu scot, îl slăbesc și pun o cârpă. Avem un capac. Sunt foarte curate motoarele astea. Este? Merg de benzină ăsta, nu? Diesel, cum așa. Așa cu ulei alb. Mai știi, mă, e diesel. Așa ulei alb la 1.6. Nu știu, mă, rău, pe ce. Ăla pasat, n-a apucat să se negrească, că îl completezi. Hai, că ești dreptate. Nu știu că nu-i până să intre mai ușor. O să om și pe filet un pic de tot. Să meargă puțin mai ușor, oricum nu afectează cu nimic. Trebuie mai întâi băgat ăsta aici. Gata. De ce să un jack? De ce să ești tu aici? Bine, motorul pus ca lumea, nu mai gândesc. Și să pui și tu să plece frumos, să pui pe tot motorul, pui să duce direct în baie și pleacă din baie după. Pui pe aici, să duce direct în baie. Bă, uite, are furtună. Pregătit? Acum iese Jojo pe acolo. Chiar cum ar fi? Se cadă bucăți din jos. A fost însă bine, da? Cred că au 7 minute. Au, are multe. Păi și cât vreau să strângă, că e o baie, e o tablă. Da, bine, oricum problema nu e în șurub, nu o să fie la silicon. Are ceva silicon. Aia are ceva. Vezi? Da. Așa cum se cadă baia. Bă, da-i mă! E bine. E bine. Ce e? Asta lipsea, mă? Păi ce mică e? Are la nivel la maxim. Mai e o bucată. A, două Jojo. A, mai a fost o Jojo ruptă. Am uitat să zic asta, Rareș. Nu cred. A, da, serios, a mai fost o Jojo ruptă înainte. Și ce a zis? Aia scăpă gămată. Bă, dar ce s-a deformat pe drept. O poate vădă, o pune pe drept? Da, nu e problem, sunt dreaptă, dar zic așa. Dar a avut o bine slipă. Ești nebun. Este, mă, înseamnă că mai trebuie să fie niște bucățele. Păi nu, la prima s-a rupt decât partea de jos. Aha. Și a fost băgată alta, care a rămas în baie, știi? Păi stai, mă, dar e mai lungă de atât, nu? Nu. Unde e restul? Bă... A, o bucată de material de ăsta, zici. Ăla da, cred că mai trebuie. Ce, e în plus? Nu e în plus. Deci, Iulica, dacă nu știe, mașina asta a avut două Jojo de ulei rupte. A, mai a avut? Prima a lăsat-o nou, într-un și a băgat alta peste. Curat sormul. Da, foarte curat. Îl vezi la aici? Da, e curat, e alb, frumos. Macar atât. Unele mașini consumă ulei, altele consumă Jojo de ulei. Ai ceva de făcut pe asta. Da. A fost pus ceva. Și a rămas pe bloc. Să vedem unde e restul de Jojo. A mai fi fost o bucată care s-a rupt afară, știi, s-a văzut că e foarte mare și a rupt și a lăsat așa. Zic și eu. Da, e posibil. Bă, îți place cum ai ieșit rău? Nu montez înapoi acum. Mm. Bă, dacă nici nu dau de cap, uitați-vă la mine, așa, când se zgluga. Glugi, cam două. Dacă nici nu îi dau de cap... Muncă, tată, muncă. Începe să pară și ea. Și asta cum se rupe? Efectiv, o trage și o frânge. Altfel cum? Nu trage drept, o trage un pic înclinat. Cred că acolo e problema, da. Bine, deja i-am consumat 50% de folosire.
Păi nu, dacă era, e subțire aici unde intră. Vezi? Și n-ar avea loc cușul ăsta nou să intre pe lângă încă o jojă, vezi? Mai nebună. Trebuia să-i pun o jojă care să verifice nivelul de jojă care verifică nivelul. Cât am mai rămas, cât am mai rămas din jojă. Da. Și cam asta cred că e varianta finală. Cușonul? Cușonul ți-a venit. A venit șoșonul? Da, a venit șoșonul, bă! Totdeauna puneți șoșon nou la baie, da? Întotdeauna. Păi, înseamnă că pot să mă apuc de monta. Bine, puteam să mă apuc și fără. Poți să te apuci de monta dacă vrei, dar nu e suficient până aici, până unde e. Ai mai găsit ceva resturi? Ai mai găsit ceva? Perfect. Doamne ăștia, e bine că n-aveam multe. Acum, când pui o jojă, pui două, pui trei, îți faci, ridici niște semne de întrebare când iese decât cât un sfert. E? Vezi diferența între șaibe? Aha. A intrat în decupătura asta de la bușon, asta vechi. Corect, și trei una nouă. Ca să fie totul sigur. Și cu bușon nou ca să... Ca așa, ca așa vine. Nu găsim doar... A, vine cu totul? Da, nu găsim. Ca așa am fi schimbat decât șaibă, cu bușonul n-a puțin. Oricum sunt făcute în așa fel încât... Să dă niște bani în plus. Nu neapărat, dar sunt făcute să se strice filetul din baie, nu să se strice filetul din bușon. La majoritatea de mașini, nu știu de ce, nu mai ceva. Da, că e mai scump pe baie decât bușon. Da, așa că s-a stricat decât bușon, îl dăteai din baie, 9 lei. Senzor de parcare. Da? Bă, este tot în regulă. Gata, bă, dă-i drum. Mulțumesc. De la mai întâi aici, cum a fost băgat prima dată, da? E de curat, frumos. Am spalat un pic, dacă tot l-am dat jos. Pastela cu care am uns garnitura este solubilă în motorină, lichid de frână, ulei și majoritatea lichidului, bine, în afară de apă, bineînțeles. Pentru proprietarii de Peugeot, Citroen, Pomoco. Da, la Renault. La Kangoo, la 1.5. Păi de jos așa. E de plastic și e strâmbă ca un, un elicoid, așa. Și se trezește un client dimineața, să uite la ea, uite dracu, s-a strâmbat, s-o îndrept. Bum, 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 și o rupe în două locuri. Omul și trusa lui despre. Aia care au spus că nu o să îngrijești de ea. Ia uitați aici. O și pup. Bine, tu ai mâncat și de pe jos. Se partea a doua rare. Asta nu e. Asta nu se mai pune. Hai, venit, uitați dacă îmi ceva de aici. Nimic, 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 nimic. Am și sfințit-o. Am sfințit-o, să știți. Am dat-o, eu sunt preu ca să le-am. Hai, tatu, hai. Hai, gata. Oh, deja vă uitați. Vino. Ia zic, te aduc ceva gustul? Oh. Ultima chestie de schimbat un beculeț. Becul este ăsta, pe care l-am scos de acolo, cu greu. Se bagă în soclul ăsta, care se învârte cu un torx de 40. Se bagă frumos mâna pe spate, pe sub, cumva, se prinde și se bagă acolo. Încercăm să vedem dacă ne iese. Pe de scos l-am scos.
îndelungi căutări, v-am promis că trebuie să găsim Joja de la Peugeot 3008. Întotdeauna când cauți un lucru și ești bun la suflet, găsești mai multe lucruri. Am găsit două bucăți de Joja, nu de la aceea Joja. Cineva înaintea noastră a mai încercat să scoată odată Joja și a rămas și cealaltă. Deci două capete de Joja în baie, am mai pus încă unul nou acum. Am curățat tot acolo și acum e gata de drum. Și ca idee, suntem interesați, voi ce ați mai găsit prin motor sau prin baie? Când ați făcut schimbul de ulei. Hai, ceau!